Hai să facem o călătorie în jurul bugetului în doi. Cât ai spune leu? Mi-a luat Rusacu și pe Ștefana și Max, care au străbătut lumea în lung și lat și care sigur au trecut prin peripeții financiare. Vă că sunteți în toiul pregătirilor. Da, dar împachetați unde ea cel mai puțin în organizarea unei vacanțe. Dacă tot împachetați, vă plimb și eu puțin prin bugetul în doi. Hai să mergem mai întâi pe insula Banii la Comun. Ați mai fost aici? Cam o dată pe lună. Împachetez multă răbdare de fiecare dată când mergem acolo. Banii la Comun sau separat? Cum e la voi? La Comun. Banii mei sunt banii mei, iar banii lui sunt banii noștri. Ne așezăm la masă și discutăm pentru următoarele vacanțe. Tot cu trăierând lumea, ne-am dat seama că ne ajută mult mai mult să fim organizați și bine pregătiți. Ne plac surprizele, dar mai mult ne place să fim pregătiți pentru ele. Loc de improvizație este. Dacă ne dorim amândoi să mergem undeva și găsim niște super bilete, facem cumva și ajungem. Însă, expedițiile noastre, alea mari, sunt super bine puse la punct. De la unde mergem, cât stăm, unde stăm, cât ne costă. Practic punem totul pe hârtie și vedem după dacă este un go-go sau no-no. Ok, dar hai să mergem acum din insula Banii la Comun pe muntele Comunicării în cuplu. Cum e la voi? Aveți echipament? Echipament avem, dar cu urcarea mai greu. Eu am tot timpul răbdarea la mine și ia glumele, însă din fericire mai pune câteodată și niște pansamente, fiindcă de fiecare dată nu știu cum fac, dar tot timpul mă accidentez. De fiecare dată. Ai pus răbdare aici? Da. Unde e aici? Că nu o văd. Hai să nu ne bipăi la aeroport. Eu sunt cu umorul, el este cu răbdarea, trebuie să ne împărțim. Încerc să am simțul umorului în fiecare discuție, chiar și ele serioase. Știu că sunt așa puțin idealist, dar asta e planul nostru. Să călătorim și în același timp să ne distrăm. Ok, dar sunt și infidelități financiare între voi? Adică cineva să cumpere o roche sau un ghege și să nu vă spuneți cât a fost de fapt? Eu sunt cea care pune banii deoparte, iar Max este cel care face cele mici infidelități. Mai cumpără câte o husă, un aparat, un obiectiv, dar până la urmă toate lucrurile acestea ne trebuie în călătorile noastre, așa că le văd ca o investiție. Toți banii noștri îi dăm doar pe experiență. Mulțumim că ai trecut pe la noi. Pa, okay, pa, vă mulțumesc pa, și pa, vacanță plăcută. Ok, cred că și voi vă grăbiți să plecați undeva și aș vrea să vă las cu o serie de recomandări pentru bugetul în cuplu. Comunicați la doi, calculați la doi și mereu obiective pentru amândoi. Și un lucru foarte important pe care nu trebuie să-l uitați, vorbiți despre bani. Laurențiu, cheie în ușă!